O șoferiță de 29 de ani și pasagerul ei au ajuns la spital în urma unui accident produs duminică după amiază la ieșirea din orașul Hâncești. Potrivit poliției, femeia nu a ținut cont de condițiile meteo, a derapat și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Cei doi au fost preluați imediat cu o ambulanță și transportați la spitalul din Hâncești. Femeia a suferit o traumă la spate, iar bărbatul are mandibula fracturată și comoție cerebrală. Conducătorul auto nu era sub influența alcoolului. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele.